Salutare! După cum vedeți, martorul DPF este aprins cu galben și clipește intermitent. Am pus o întrebare pe forumul de la Mazda referitor la problema asta. Foarte mulți au zis că trebuie să merg la reprezentanță, trebuie să merg la un mecanic foarte bun să-mi facă o diagnoză pentru problema asta. Eu știu de anul trecut că mi s-a aprins martorul DPF la modul ăsta. Am căutat un tutorial în limba engleză și am rezolvat problema. Am citit mai mult și în română și în engleză. Și de fapt martorul ăsta este intervalul service. Se aprinde la 20.000 dacă nu este resetat, în momentul în care faci schimbul de ulei de filtre și nu-l faci la un service Mazda. Probabil că nu ți-l resetează și se aprinde și trebuie să știi cum să-l stingi sau cum fac alții să meargă la reprezentanță, fiecare să facă cum vrea el. Eu cum o să fac? O să vă arăt imediat. Este vorba de o Mazda 6 GH, motor de 2 litri diesel. Eu și contactul. Deci am luat un fir. Pentru că e vorba de un fir care are două leani legate între ele. Ok. Unul dintre fire trebuie băgat. Așa cum te uiți la mașină, către amortizor, în partea dreaptă, dinspre volan, iar unul trebuie băgat undeva pe masă sau pe minusul de la bornă. Nici nu știu ce o să aleg, dar cred că stă foarte bine aici. Da, e un singur fir. După care pun contactul și apăs accelerația de 10 ori. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. După care scoți firul și gata. S-a rezolvat.